Câți dintre voi sunteți astăzi aici cu scopul de a fi învățați și instruiți? Câți dintre voi... Super! Ați ridicat mâinile. Haideți să vedem. Haideți să mai ridicăm mâinile. S-a ridicat acolo. Super! Extraordinar! Fain! Acum, câți dintre voi abia ați așteptat să veniți aici ca să fiți corectați cu privire la modul în care gândim și modul în care credem lucrurile? Aleluia, sunt foarte încurajat deja. Uh. Mie personal, din fire, nu-mi place ideea ca cineva să mă corecteze cu privire la cum gândesc și cu privire la cum acționez în, în viața de zi cu zi. Sau să-mi spună cineva cum să-mi trăiesc viața. Să-mi spună ceva cum să mă raportez la ceilalți, cum să mă raportez la mine, cum să-mi cresc copiii, cum să mă port cu soția mea și așa mai departe. Eu însumi de multe ori îmi sunt atot suficient și au cunoscător. Și presupun că dacă ești ca mine uneori, cred că nici ție nu-ți place. De fapt, nimănui nu-i place să fie instruit, învățat, corectat, modelat. Și trăim în lumea asta care este, în care oamenii sunt tot mai rezistenți la ideea de a fi învățați și instruiți. E o lume care este centrată în filozofia că adevărul ultim este în om și fiecare persoană este decisivă în ea însăși cu privire la modul în care trebuie să se poarte, să acționeze. Fiecare și are propriului adevăr. Și adevărul este în interiorul fiecărui om. Și fiecare cu viața lui, cu adevărul lui și nu putem să interacționăm în a încerca să ne învățăm unii pe alții. Și uneori și noi, ca și credincioși, ca și copiii al lui Dumnezeu, gândim în felul acesta și ne lăsăm duși de acest val, devenind astfel rezistenți la ideea de a fi instruiți și, și învățați. Da, ne pocăim, ne încredem în Domnul, suntem mântuiți, venim la biserică, la grup, dar tiparele vechi încă ne urmăresc. Lumea în care trăim ne influențează. Și ușor, ușor devenim apatici, rezistenți când cineva încearcă să corecteze modul în care trăim și gândim. Încearcă să ne spună, trebuie să schimbe asta la tine. Viața creștină pentru cei mai mulți dintre noi nu devine și nu este ce ar trebui să fie. O continuă învățare și o continuă corectare și o continuă transformare a caracterelor noastre. Nu continuăm și nu ne lăsăm învățați și instruiți de cel care ne-a mântuit, de harul care ne-a salvat. De fapt, că ești sau nu de acord cu mine, vreau să-ți spun că nu ne aflăm niciunul dintre noi într-o stare neutră. Cu privire la acest subiect al învățării. Noi toți suntem, în tot timpul, toți suntem învățați de ceva, de cineva. Cu privire la modul în care ajungem să gestionăm relații, să gestionăm conflicte, cum să ne purtăm în biserică, unii cu alții, în familie, cum să ne raportăm la Dumnezeu însuși. Și doar un exemplu. Când deschizi Facebook-ul, Instagram-ul, cum se zice, vezi acolo produse pe care ar, ar vrea ei să le folosești, vezi acolo îmbrăcăminte, haine și așa mai departe. Vezi idei, conștient sau inconștient, poate pasiv, noi suntem învățați de lucrurile care ne antrenează mintea. Dar în dimineața asta vreau să te provoc. Să ne provocăm unii pe alții, să ne lăsăm provocați la a ne revalua și a ne testa profesorii, cei pe, pe, cei pe urma căruia ne lăsăm viața să ne fie învățată și cei de la care învățăm și să ne îndreptăm privirea și să vă încurajez să privim spre singurul instructor și spre singurul care ne poate instrui cu adevărat cu privire la modul în care a să ne trăim viața pe acest pământ singurul care ne vrea cu adevărat binele și fericirea în modul ultim. Dumnezeu, harului. Și așa că vă, vă, provoc să deschidem la tit în epistola către tip, vreau și insist, fie telefonul, fie cartea, Sfântă Biblia, să o deschidem, vom face observații, o să trecem verset cu verset și fiecare virgulă e important, așa că vă rog să deschideți împreună cu mine la tit, capitolul 2, de la versetul 11 la versetul 14 căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să renunțăm la comportamentul lipsit de evlavie și la poftele lumești și să trăim în viacul de acum într-un mod cumpătat, drept și evlavios, în timp ce așteptăm împlinirea fericitei noastre speranțe, și manifestarea gloriei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie doar al lui, plin de zel pentru fapte bune. Amin. Înainte de a intra în pasajul nostru, vreau să... Ofer o imagine de context cu privire la epistolă, cu privire la a, Pavel. Apostolul Pavel scrie această epistolă tânărului Tit cu instrucțiuni clare asupra modului în care acesta trebuia să rânduiască prezbiteri în fiecare biserică a Domnului Iisus din insula Creta. Tit primește instrucțiuni legate de caracterul și criteriile pe care acești prezbiteri, acești bărbați trebuiau să le aibă în același timp, Pavel îl avertizează petit cu privire pe la faptul că îl vor fi mulți care se vor întoarce de la adevăratul har al lui Dumnezeu și se vor lipi de alte învățături, de alte mituri, de poruncile oamenilor și nu vor învăța pe oameni o învățătură sănătoasă. Și Pavel îi spune în capitolul 1, versetul 10, că vor fi mulți răzvrătiți, mulți palavragii, mai ales printre cei circumciși, printre iudei pentru că îi învăța pe oameni ce nu trebuia. În contrast cu acești învățători ai falși ai Harului, Tit este îndemnat și îi se poruncește să vorbească lucruri care se cuvin învățăturii sănătoase. Învățătură sănătoasă care va modela modul în care credincioșii se vor raporta unii la ceilalți în biserică, va modela caracterul credincioșilor și vor îndruma să-l dobândească și să și-l asume ca urmare acestei învățături sănătoase. Tit, lui Titi se poruncește ce să învețe în aceste biserici și în capitolul 2 avem instrucțiuni clare cu privire la bătrâni, că trebuie să aibă anumite trăsături de caracter, femeilor mai în vârstă le se poruncește ce să învețe pe cele tinere, foarte specific și practic, de asemenea, le se spune tinerilor și sclavilor. Și pentru Pavel miza era una vitală, uriașă, pentru că când toate aceste îndemnuri și relații prin contur în viețile credincioșilor, între diferitele generații, în Biserica Locală, în Trupul lui Hristos, în toate aceste lucruri, în final, se arată, cum ne spune în capitolul 2, versetul 10, că în toate aceste lucruri se arată frumusețea învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. Miza era frumusețea învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. Iar începând cu versetul 11, de unde vom începe să studiem, Pavel începe să ofere fundația, temelia învățăturii sănătoase, motivația pentru care ar trebui să dorim să ascultăm de toate aceste porunci pe care le-a spus mai înainte. Și cel mai important, Pavel îi spune lui Tit, cine-i profesorul, îndrumătorul, instructorul, cel care ne ajută în mod activ astăzi să împlinim poruncele scripturii, să împlinim ceea ce ne spune Pavel. Pavel dorește ca cei din Creta și noi astăzi să avem o înțelegere corectă a harului lui Dumnezeu. Har care se va manifesta în mod practic în viețile noastre prin faptul că pe tot parcursul vieții noi suntem și vom fi învățați. De acest har. Vom vedea că acest har ne învață la ce să renunțăm, și de asemenea ne va învăța cum să trăim în viața de acum, în prezent, în tot ceea ce facem. Toate aceste lucruri o să vedem că o să au loc într-o realitate spirituală a așteptării. Și o să vedem la ce așteptare se referă Pavel. Înainte de a vedea însă cum harul ne învață la ce să renunțăm și cum să trăim, vreau să privim la text și să vedem trei aspecte. Al cui este acest har, când s-a manifestat și cui se adresează. În primul rând, al cui este acest har? Și probabil că cu toții putem da răspunsul la întrebarea aceasta. Al cui este? Este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu se prezintă în Scripturi ca fiind un Dumnezeu plin de har și milostiv. Psalmul 103, versetul 8. Domnul este plin de har și milostiv, încet la mânie și bogat în îndurare din caracterul său drept, din caracterul lui Dumnezeu, care e întotdeauna drept, sfânt, atotputernic, omniscient, omniprezent, izvorăsc întotdeauna acțiuni și manifestări conforme cu caracterul său. Harul este o manifestare, manifestarea a bunătății sale, e o manifestare a caracterului său. Acest favor, această bună bunăvoință, acest dar, acest cadou fără plată, gratis acordat, fără fapte. Acesta este harul. Și e important să înțelegem pentru subiectul nostru al instruirii, mai ales că e un subiect sensibil, corectarea, instruirea, învățarea, că întotdeauna acțiunile lui Dumnezeu față de noi, indiferent de cum le percepem noi, ele dovedesc întotdeauna caracterul lui Sfânt, judecățile lui drepte, puterea și dragostea lui nemărginită. Nu putem separa acțiunile Lui Dumnezeu de caracterul lui. El întotdeauna acționează conform cu atributele sale. Harul e o revărsare a bunăvoinței lui, a bunătății, a milei și îndelungelui răbdări. Când ne apropiem de subiectul acesta al instruirii, cum spuneam, e vital pentru că trebuie să știm, nu? Cine e profesorul nostru? Cine e învățătorul nostru? Până la urmă, pe mâna cui ne dăm viața? De la cine învățăm? Și spuneți voi, drag biserică, e bine să ne lăsăm pe mâna lui Dumnezeu? Să fim învățați doar de El cu privire la cum să ne trăim viața? Cum să devenim sfinți? Cum să renunțăm la păcat? Cum să ne raportăm în biserică unei de la alții? Și las pe voi să răspundeți în dreptul fiecare la întrebările astea. În al doilea rând, cui se adresează acest har și când a fost arătat? Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Ce înseamnă? Ce înseamnă lucrul ăsta? Când a fost arătat? Scriptura ne răspunde când a fost arătat și anume în acel moment unic, istoric, al întrupării vieții și în final cu moartea pe cruce a Domnului Isus. Versetul 14 la început ne spune când s -a dat, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Această uh, arătare a Harului ne este comunicată prin mesajul Evangheliei. Și alte două texte care arată acest aspect. 2 Timotei 1, versetul 9 și 10. El ne-a mântuit și ne-a chemat pe o chemare sfântă. Nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și Harului Său, pe care ne l-a dat în Hristos Iisus înainte de începutul timpului, la care a fost descoperit sau arătat acum, prin venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care desfința moartea și a dus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Tit, capitolul 3, versetul 4, versetul 3 spune, noi eram într-un fel, dar apoi în versetul 4, dar când s-a arătat, când s-a manifestat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu. Când, când a apărut această idee ca acest har să se arate și să manifeste la un moment dat? În veșnicie, înainte de a exista ceva, înainte de a lua în ființă ceva. În mintea și planul lui Dumnezeu, acest har avea în vedere să se manifeste la un moment dat, în istorie, prin întruparea Domnului Iisus. Dar această arătare și împlinirea harului arătat în Domnul Iisus, prevestit din veșnicii, aduce o veste bună pentru întreaga umanitate. Aduce posibilitatea salvării, aduce mântuire, iertare de păcate, împăcare cu Dumnezeu, viață veșnică, reconciliere pentru orice om, indiferent de etnie, religie, ocupație, trecut, este disponibil pentru a fi accesat oricărui om. Și doar un exemplu, tot din Sfintele Scripturi, Apostolul Petru, nici după înălțarea la cer cera Domnului Iisus nu credea lucrul acesta. Așa că Dumnezeu a trebuit să se descopere într-o viziune spunându-i că harul manifestat în Evanghelie este pentru toată lumea și că nu e limitat doar la națiunea lor. De, de ce e important să credem că acest har arătat în Domnul Iisus este universal, este pentru toată lumea? în sensul că s-a extins oricărui om și nu e limitat de vreo regiune, etnie, naționalitate, trecut, de fapte, de că suntem săraci sau bogați, negri sau albi. De ce e atât de important? Pentru că nimeni să nu poată să spună vreodată că nu a avut cum să aibă parte de acest har. Venirea Domnului Isus l-a făcut disponibil, a fost extins de la poporul la vrei la toate neamurile și la toți locuitorii Pământului. Și noi, avem dificultăți în a crede mesajul ăsta. Și vă dau un exemplu. Sunt foarte multe motive pentru care noi credincioșii nu mergem să ducem vestea bună pe cinilor noștri și oamenilor din jurul nostru. Dar cred că unul din motive este exact acest adevăr. Noi nu credem că e pentru toată lumea. Noi nu credem că ceea ce eu am și mi s-a manifestat harul meu, trebuie să-l spun și altora. Și atunci când credem asta, că e pentru toată lumea, treaba asta mă face să mă duc la chiar toți să-i spun. Și am fost super încurajat, foarte bucuros, să știu că în ultimele săptămâni în biserica noastră o mână de frați, da, Julian, Dani, Emi, Robert, Sebi și iertare, cine au mai fost, fraților, v ați dus în fața palatului și ați arătat și ați manifestat practic că voi credeți treaba asta și anume orice om care a trecea pe acolo l-ați abordat. Ați vorbit cu ei. Ați vrut să-i comunicați acest har. Și de asta e important ca și biserică locală să credem asta pentru că lucrul ăsta va avea consecințe practice. Vom merge și vom spune acest har. O fost în perioada în care a fost acel marș LGBT de la încopou până în piața, Palatului Culturii și atunci au așezat ei acolo tabăra cu ceva mesaje frumos. Da? E un lucru extraordinar pe care trebuie să-l credem ca biserică și să manifeste în mod practic. În al treilea rând, fraților, harul acesta lui Dumnezeu este eficient în mântuire. Este eficient în instruire și în învățare. Și vreau aici să observați cu toții tranziția pronumelui. Și ne învață. Învață înseamnă, instruiește, corectează, disciplinează, da? Și ne învață. Cine sunt acești ne despre care vorbește Pavel? Despre care Pavel spune că harul îi învață pe acești ne. Versetul 13. Spune că în timp ce așteptăm. Versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere, să-și curățească un popor care să fie doar al lui. Aș putea să, am putea merge în foarte multe pasaje. 2 Timotei 1, 9 și 10, are abia l-am citit. El ne-a mântuit și ne-a chemat, pe care ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de vremurile veșnicilor. Fraților, acest har da, arătat, manifestat, care aduce mântuire pentru toți oamenii, făcut disponibil pentru toți oamenii, nu rămâne doar la acest nivel, ca o potențială ofertă, care își găsește valoarea și eficiența în timp, în funcție de câți oameni o să creadă în acest har. Avem tendința să credem că eficiența harului o dă cumpărătorul, câți oameni ar crede în el. Dacă vor fi suficienți de mulți care vor crede, atunci, da, este eficient. În niciun caz, fraților, harul arătat și manifestat nu rămâne la acest nivel de ofertă și posibilitate, ci el este eficient, el este irezistibil înainte de vremurile veșnicilor, în inimile unor oameni și în viețile unor oameni, nu în toți. E important să înțelegem că acest har al Dumnezeu are din fabrică setup-ul ăsta. El este eficient. Nu devine sau poate fi, el este eficient. Harul nu ne poate învăța sau are șanse să ne învețe? Nu, el ne învață la prezent. El ne-a mântuit, el ne-a chemat. Înțelegem noi oare pe mâna cui suntem? Din veșnicie arătat, acest har și manifestat, devenit eficient în viețile noastre? Cine ne învață pe noi astăzi? Și vreau să vă dau o ilustrație. Mi-am pus acolo ca unde am ca să o să mai accelerez când e nevoie. Dar vreau să, vreau să ne gândim la ilustrația asta și m-am tot gândit tot ce am zis până acum, cum, cum, să fie cel mai simplu de înțeles pentru toată lumea. Pot părea informații și observații din pasaj destul de derutante poate unii din, pentru unii dintre noi. Dar hai să ne imaginăm o rută foarte circulată între sudul și nordul Africii, cu mii și mii de oameni care trec pe ruta aia săptămânal da? și în mijlocul acelei rute, da? imaginați-vă înainte de deșertul Saharei, este un han acolo, un restaurant care oferă all inclusive, hană, hrană proaspătă, apă, mâncare, cazare, instruire și învățătură cu privire la cum să-ți continui drumul cu privire la cum să ajungi cu siguranță până la final, până la destinație. Și ai loc și de distracție, toate pe gratis, o dihnă, totul e cel mai frumos loc acolo. La intrare, în acel Han scrie, Han disponibil pentru toată lumea. Instruire gratuită. Oricât de bine ar suna, toate beneficiile astea, totuși foarte puțini oameni sunt înăuntru foarte puțin intră acolo. Probabil nu vor să fie instruiți și corectați. Patronul acelui han se adresează oricărui om și nu ține cont de faptul că e alb, negru, asiatic, american, evreu, da? Mesajul e clar. Hanul este pentru toți. Intrarea e disponibilă pentru toată lumea. Doar să intri acolo și să vei să fii instruit. Pe gratis. Și să experimentezi toate lucrurile care, care, care sunt acolo înăuntru. Acum, când intri în acel han și stai și vezi că e fain și descoperi lucruri foarte fascinante și te bucură să fii acolo, când intri pe ușa din interior, când te uiți pe unde ai intrat, scrie, ai fost ales să intri în acest han pentru a fi instruit. Și treaba asta, pentru mulți din han, îi prea de tot. E, e prea de tot. Și merg la patronul Hanului și îl îl iau un pic la întrebări și se ceartă cu el. Cum adică eu am fost ales? Toți sunt acolo. Toți trebuie să fie aici. Nu ai zis că e pentru toți? De ce doar unii sunt înăuntru? Și lei la întrebări și te frustrezi și nu înțelegi care e treaba. Și patronul Hanului spune măi, e pentru toată lumea. Toți văd acest mesaj. Vreau să-i instruiesc pe toți. Vreau ca toți să fie aici. Dar pentru cei care sunt aici am gândit din veșnicie să fie aici, să fie instruit. E o siguranță și o bucurie că tu vei continua până la final. Oare ne suntem oare unii dintre noi în această dilemă, poate? Ca și cei care sunt în acest han? Las pe voi să vă frământați cu aceste lucruri. Ideea este că în planul lui Dumnezeu, înainte de vremurilor veșnicilor, Dumnezeu a hotărât ca unii să experimenteze acest har în mod eficient, în modul în care a intenționat Dumnezeu. Harul e disponibil și arătat tuturor, dar doar unii, nu toți, sunt învățați și instruiți activ de acest har. Doar unii experimentează realitatea disciplinării și instruirii harului. Ești tu aici astăzi? și nu te-ai pocăit de păcatele tale. Nu te-ai la Hristos. Cu inima ta, cu viața ta, Dumnezeu îți arată și ție acel sthar și astăzi. Dar crede în El, vină la El, înțelege că a murit și pentru tine. Vino să experimentezi acest har. Vino în han. Vino să vezi ce faine înăuntru. De ce stai și treci nepăsător pe lângă el. E gratis, frate. <laughs> Acum, înțelegem toți cei credincioși, da? Că acest har în care intrăm prin credință, ne oferă mântuirea, suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, primim prin credință darul nemeritat, fără plata lui Dumnezeu, oferit nouă. Da? Jertfa Domnului Iisus este ceea ce ne iartă de păcate, ne curățește, ne reabilitează și credem asta în mințile și inimile noastre. Dar același har, fraților, nu ne lasă în starea în care ne găsește, ci este eficient. E eficient ca să transforme practic viețile noastre, inimile noastre, comportamentul nostru. E una dintre ideile importante în ceea ce vreau să vă spun. Harul acesta nu doar ne îndreptățește și ne justifică legal înaintea lui Dumnezeu. În setup-ul lui, el e creat să fie eficient în modul în care noi ne trăim viețile, să fim învățați, să fim înstruiți. Transformă totul. Modul în care gândim despre noi înșine, modul în care gândim viitorul nostru, modul în care gândim căsnicia, modul în care ne raportăm la stat, la copii, la tot. Cred că mare parte din eșecurile noastre personale au de-a face cu ideea asta. Nu continuăm, nu perseverăm, nu ne lăsăm pe mâna profesorului de săvârșit, pe mâna Harului Dumnezeu, noi înșine de multe ori credem că știm mai bine și suntem în felul ăsta rezistenți la a fi învățați și instruiți de acest har. Pentru că ne lăsăm pe mâna altor profesori. Pe mâna altora care ne amăgesc. Gândește-te la ce anume te influențează și îți dă direcția în viață. Vise. Lucruri care nu pot, care nu, nu trebuie să fie rele neapărat în ele înțele. Vestea bună, și asta e încurajarea extraordinară, că acest har arătat nou personal, ție astăzi, te învață și continuă continue să ne învețe. Și acest har ne învață cu privire la ce să nu facem și cu privire la ce să facem. Și în continuare spune în versetul 13, ne învață să renunțăm la nevlavie și la poftele, poftele lumești. Acest cuvânt a renunța înseamnă a rupe a renunța. Înseamnă o decizie, o acțiune fermă, care e conștientă și decisivă. Nu ți se întâmplă pur și simplu. Trebuie să faci asta și să vrei asta. De ce e important să înțelegem aspectul ăsta? Pentru că pe vremea Apostolului Pavel erau și a noastră, și a lui Pavel și a noastră, erau unii despre, Kavel, despre care Pavel spune că ei pretindeau că predic acest har al lui Dumnezeu, dar prin faptele lor îl negau. Predicau un har, spun ei, care avea puterea să justifice, să ierte, dar care îți lăsa viața așa cum era. Puteai să trăiești așa cum vrei, fără efecte practice și fără efecte comportamentale. Puteai trăi în, în păcatele tale în continuare. Cu dorințele tale, cu atitudinile tale, cu pasiunile vechi. Cu alte cuvinte, nu erau niște consecințe practice în viața ta. În viziunea acestor învățători falși cu care Pavel are de face, nu era necesar să te sfințești sau să-ți schimbi modul de a gândi. Însă, adevăratul har oferă justificare, îndreptățire înaintea Lui Dumnezeu. Dar la pachet. Ca aceeași monedă, vine la pachet cu o renunțare la păcat, la neevlavie, vine cu o renunțare la poftele lumești, vine la pachet cu transformarea treptată a inimii, cu transformarea inimii noastre, dorințelor noastre, faptelor noastre. Treaba asta se vede și e cunoscută și văzută în exterior. Vine cu asemănare a noastră cu Hristos. Nu ne lasă așa cum ne găsit. Nu ar trebui să ne ia în surprindere, fraților, că această renunțare la omul vechi, la renunțare la păcat, la renunțare la dorințele noastre vechi, doare și ne ia prin surprindere uneori asta. Dar trebuie să nu, ar trebui să nu ne ia. Doare, necesită transpirație, se petrece în timp, toată viața, e un efort, e ceva care îți conștient, îmi asum asta, și să petreci continuu. Asta e ideea verbului. E în mod prezent renunțarea asta. Uneori mai suntem păcăliți, băi, am renunțat la un moment dat, m-am păcălit și după aia, super, fac, îmi trăiesc viața. Nu, nu, nu. În fiecare zi trebuie să renunți. Adevăratul har are întotdeauna scopul să ne învețe să spunem nu păcatului și poftelor lumești. Și aceeași idee și în versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi. De ce? ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Orice încercarea noastră de a schimba harul lovește fix în ceea ce Isus a venit să facă pe pământ. Să ne răscumpere din orice fără de lege. Următorul aspect. Ne învață la ce să ne runțăm, dar ne și învață cum să trăim în viața aceasta pe pământ. Întrebarea este, Cine de aici nu ar vrea să știe? Păi vreau și eu să știu cum să trăiesc în viața asta. Vreau și eu să știu care e fericirea, care e modul în care Dumnezeu și-ar dori să trăiesc viața asta. Cum vrea Dumnezeu să trăim? Și Pavel ne spune. Ne învață să renunțăm și ne învață să trăim. Cum? Cum pătat, drept și evlavios. Viața creștină e foarte importantă asta. Nu înseamnă cum cred sau trăiesc unii, doar concentrându-ne pe a renunța la ceva, pe a părăsi păcatul și atât. Ci împreună cu modul ăsta de a gândi, Scriptura ne învață și ne instruiește înspre altceva, înspre alte scopuri. Cum pătat înseamnă să fim moderați, prudenți, cu mintea activă. Opusul termenului ar fi lăcomia, extravaganța. Cumpătat înseamnă să, înainte de a acționa să, sau a lua o decizie, să judecăm lucrurile, să nu ne grăbim. Ideea de cumpătare are, este legată de o anumită înțelepciune deprinsă și prin trăire. Și cine nu ar vrea să fie un astfel de om? Un astfel de soț? Un astfel de copil? Și harul ne învață asta. Ideea de cumpătare are de-a face și cu modul în care te raportezi la tine însuți. La relația ta cu tine însuți. Moderația, prudența Harului ne învață cât să dormim, cum să ne odihnim, cât să mâncăm, cum să ne îmbrăcăm, cât să muncim, cum să petrecem timp cu copii. În fiecare aspect practic din viețile noastre putem aplica principiul ăsta. Și ne va fi mult mai bine să trăim așa cum Dumnezeu își dorește. Ne învață să trăim drept. Harul, cum spunea, ne îndreptățește, ne dă merete Domnului Iisus, ne dă nepricanirea Lui ca să putem sta drepti înaintea Lui Dumnezeu, dar același har, dreptatea aceasta înseamnă să o dobândim și în mod practic. Harul aceasta continuă de-a lungul vieții și ne arată cum să dobândim acest caracter drept. Să devenim ceea ce suntem deja înaintea lui Dumnezeu. Prin credință, drepți. Și aspectul acesta de dreptate are de face în mod special cu modul în care ne raportăm la toți ceilalți oameni din jurul nostru. Modul în care gestionăm relațiile din jur, dacă suntem drepți în raport cu ceilalți oameni, că suntem drepți cu statul, cu cei care ne înconjoară, cu cei din biserică. În pasajul nostru, Pavel reglementează anumite relații în biserică bătrânii, femeile mai în vârstă, tinerii, o chestie foarte tare. De paranteza asta. La tinerul se spune să fie cumpătați. Fraților, cred că majoritatea din biserica noastră suntem tineri și avem nevoie să fim cumpătați. Al treilea lucru, ne învață să trăim vavilios acest har. Ideea de Evlavie e legată de aspectul devotamentului față de Dumnezeu. Harul ne corectează constant să ne deprindem cu devotamentul față de El. Și implică relația noastră cu Dumnezeu. În cele din urmă, harul ne învață să trăim astăzi continuu, cum să ne raportăm la noi înșine, la cei din jur și la Dumnezeu. Și puse lucrurile din altă perspectivă, gândiți-vă că în lumea în care trăim, gândiți-vă la paradigma asta. Acțiunile noastre pe care le facem, de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, sunt ca urmare a unei nevoi pe care o conștientizăm noi, indiferent de care ar fi nevoie. Îmi este foame? Ok, cumpăr. Cumpăr de ce? Pentru că am nevoie. Îmbrăcăminte, timp liber, orice lucru. Gândiți-vă în paradigma asta. Acum, ce vreau, de, 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 de ce vă spun asta cu privire la nevoie, este că când discutăm iarăși de subiectul noi trebuie să înțelegem că avem nevoia asta să fim instruiți și învățați. Avem nevoie să fim corectați și să renunțăm la păcat și să trăim, pentru că nu știm de unii singuri asta. Nu putem niciunul dintre noi să producem acest tip de caracter pe care Dumnezeu ne-l cere. Nu putem dobândi de unii singuri aceste trăsături duhovnicești, aceste calități. Și harul fraților acoperă această nevoie. Acoperă această nevoie nimeni altcineva, altceva. Nu, vo, nu, va putea să ne corecteze, să ne modeleze și să ne instruiască în felul acesta. Nici lumea, nici noi, nici un alt om, nici statul, nici jobul nostru, nici altă învățătură și nici măcar legea. Consecvent cu învățătura Sfintele Scripturii este faptul că Dumnezeu din veșnicii a intenționat ca această răscumpărare din orice fără de lege și curățire pentru el să-și aducă un popor plin de zel pentru fapte bune să fie făcută de har, nu de lege. Doar harul produce poporul ăsta, trăirea asta și renunțarea asta. Niciun alt set de reguli, instrucțiuni sau legi. În contextul lui Pavel și iarăși în contextul nostru, e foarte simplu să deviem atenția de la har pe alte lucruri și să fim păcăliți că putem dobândi caracterul acesta și viața acesta printr-un set de reguli sau instrucțiuni. Și spun asta pentru că se, se fac o afirmație generală. Se predică moralist în multe locuri. Venim poate din medii în care s-o predica legea. Fii așa, moralism. Noi de ce nu suntem? Fii așa, lipsit de har și de evanghelie. Ambele realități. Harul ne îndreptățește, dar ne învață să renunțăm la păcat și ne învață să trăim în felul acesta. E important să înțelegem asta. Nu legea, ci harul. Și versetul 13. E fascinant ce avem mai departe. Haideți să continuăm. Ce spune Pavel în continuare este că suntem învățați să trăim în timp ce așteptăm. <laughs> în timp ce așteptăm. Da? Când se petrece toate aceste lucruri despre care am discutat până acum? În ce stare ar trebui să fim noi în timp ce suntem învățați? Pedagogul suprem, Harul lui Dumnezeu, ne învață să renunțăm și să trăim în viața de acum în timp ce așteptăm fericita speranță. Speranța veșnică a revenirii Domnului. Toată truda, toată transpirația, toată corectarea, toată instruirea de pe pământul acesta nu e scopul ultim, ci ele se petrec având în vedere realitatea ultimă spre care ne îndreptăm. Glorificarea veșnică, revenirea Domnului. Observați ce spune Pavel, faptul că El revine nu e o probabilitate, e o certitudine. Iar certitudinea asta ar trebui să ne umple de speranță, de bucurie, știind că într-o zi instruirea și învățarea va ajunge la final și într-un mod deplin. Și asta e siguranța. Încapsulat tot ce avem până acum, esența modului în care Harul ne instruiește și ne corectează, modul în, care el ne -o face, modul în care El o face să renunțăm și să trăim, este să producă în noi o așteptare plină de bucurie. Dumnezeu are în vedere fericirea noastră și bucuria noastră acum. Mai spun o dată, esența modului în care Harul ne instruiește și corectează, da? modul în care El o face să renunțăm și să trăim, este să producă în noi o așteptare plină de bucurie. Dumnezeu vrea să fim bucuroși și fericiți. Acum, în timp ce trăim, prezent. Și poate, nu știu starea fiecăruia în care vă găsiți astăzi, dar îmi imaginez că trăim în lumea asta, că avem temeri multe. Avem datorii, e război, conflicte cu soția copiii ne dau dificultăți. Dacă ești necăsătorit, tot te gândești și te frămânți. Dacă mă căsătoresc, nu mă căsătoresc. Treci prin depresie, poate. Poate ți-ai luat și muncești 12 ore pe zi. Nu știu starea în care te găsești. Dar ceea ce vreau să-ți spun este că toate aceste lucruri și circunstanțe în care te găsești să fie ca niște megafoane care îți spun într-una, ai o nevoie. Nu poți să să-ți rezolvi singur problema asta. Ai o nevoie și nevoia este Harul lui Dumnezeu. Și aleargă spre El să fii învățat. Cum să nu mai trăiești în depresie, cum să trăiești ca un soț responsabil care își învață copiii, cum să fii o soție care să învețe alte surori mai tinere, cum să ne purtăm cu statul și toate aceste relații vreau să avem mecanismul ăsta în minte. Când dăm de probleme, când ne lovim cu capul, nu ne ducem de unii singuri. Să ne trezim și să, frate, harul mă învață, am o problemă, stau prea mult la muncă, o grămadă de ori, nu mai am timp de soții, de copii, de frate, eu nu slujesc la biserică. Frate, am o problemă, hai să vedem cum învață Haru să trăiesc. cum pătat, frate, te învață. Haideți să învățăm, fraților, treaba asta. Și să ne gândim la lucrurile astea. Tit 1, așa începe prezentarea și epistola lui Tit. Tit 1, capitolul 2. În speranța vieții veșnice, pe care Dumnezeu, care nu minte, a promis-o înainte de vremurilor, vremurile veșnicilor. Fraților, Dumnezeu nu minte când El ne promite ceva. Gloria și manifestarea Domnului Iisus se va întâmpla. Să trăim acum așa cum Dumnezeu își dorește. Modul în care așteptăm, asta este miza, modul în care așteptăm și modul în care suntem corectați și instruiți de acest har, va arăta fie frumusețea învățătorilor lui Dumnezeu în viitorul nostru, sau va fi vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea mea și cred ca noastră este ca Dumnezeu în biserica noastră locală în relațiile noastre, în familiile noastre, să dorim cu toată inima, să conștientizăm nevoia asta de corectare, de curățire de păcat. Să dorim să facem fapte bune, ca rod al instruirii. Pentru că în toate astea să se vadă frumusețea învățătorii lui Dumnezeu, tuitorul nostru. Amin. Amin.